Salutare toată lumea! Astăzi este o zi importantă pentru că, ghiciți ce? Astăzi împlinim 2 ani de YouTube. Și pentru că este o zi atât de specială, avem aici un invitat special lângă mine. Victor. Victor din poveștile mele, îl știți, da? Astăzi ce vom face? Vom reacționa la multe videoclipuri de ale mele de-a lungul acestor ani. Să începem. Primul este noul meu intro. Da, deci e un intro. Am uitat să vă spun, astăzi verișorul meu are voie să-mi facă roast. Un experiment. Zici că puneam o întrebare aici. Am revenit cu un experiment. Da? Uite, hârtia rămâne cu susul în jos. Da, pe unde chestia asta chiar e reală. Nu am făcut niciun fel de editat sau... Dacă v-a plăcut... Nu sunt ceva. Dacă v-a plăcut... Nu ne-a plăcut. Dislike. Așa. Ok, acum noul meu outro. Deci poți să zici orice despre mine. E nașpa. Ok. Dă un video mai interesant, frate, că îmi vine să mă culc. Bine, astea au fost doar intro și outro. Acum hai să vedem de magie 2. Iarăși magie. Un experiment. Zici că puneam o întrebare aici. Am revenit cu un experiment. Ia uite, hârtia rămâne cu susul în jos. Da, pe unde în chestia asta chiar e reală, nu am făcut niciun fel de editat sau... Dacă v-a plăcut... Nu sunt ceva de... Dacă v-a plăcut... Nu ne-a plăcut. Dăm dislike. Așa... Să dați dislike. Nu. Cheat-uri pentru GTA 5. Așa, filmai televizorul, bă. Da, de-abia după ce am terminat videoclip... Uite, acum o să mor la început de videoclip. Da, deci, înainte, după ce am filmat videoclipul ăsta, mi-a zis un prieten cum să filmez ecranul PS4-ului. Înainte nu știam, eram prost. Erai? Sau da. Ești? Prima variantă. Așa, deci fugim. Vehicle. Știi deja că sunt milioane de videouri despre cheat-uri. Da. Era o fază în care mergeam cu o mașină spawnată de mine și s-a spawnat o mașină fix în fața mea sau a venit, nu mai știu exact, și m-a catapultat, m-am rotit cu mașina. Cred că o să las minutul și secunda în care s-a întâmplat chestia asta în descriere, ca să nu căutați voi. Ok. Wow, PCG. PCG. Made with video show. Uite, aici. A spawnat un rapid GT care a cauzat un accident. Dar nu, accident. Știu că mai era și o altă parte. Ia, ce minut era? Pe la minutul 7. Tăi de capul meu. Da. Ok. Cred că și videoclipul ăsta o să iasă plictisitor. Așa că... Hai să trecem la un alt videoclip. Așa, am daily vlog ziua întâi. Am o parte interesantă în care cică zbor. Ia să vedem. Pe aici. Am un concurs cu Horia. Cine cade, pierde. Horia este ăla care mi-a
Horia Benciu. Da, care mi-a filmat videoclipul cu trotineta. Cine e ăsta? Horia. Da. Și uite, să te uiți pe ecran. Ce face? Filmează? Nu, e doar un coleg. Un fost coleg. Ok, o să vină partea aia imediat. Noi trebuie să vedem cine stă cel mai mult. Cine rezistă cel mai mult. Pe... Tu ești ăla galben? Da. Ok. Stai așa. Da, mă, deci... Ia uite. Stai. Cam acum. Cum te-am mers? Uite, stai zi. E prea undeva pe acum. Uite. Cica zboară. Zboară. Da. Ok. Alt videoclip. Horia, Matei a zburat. Ok. Hai să vedem daily vlog, ziua 2. Nu o să ne uităm decât puțin. Iar și eu cu bicicleta. Cu rabul. Ok. Aruncat mingea. La pantofi 37. Cât asta de departe de... vrei să ajungi cu YouTube? Ok. Cine te-a întrebat astea? Oamenii. Care oameni? Stai. O să ajungem și la el, doar că s-a blocat momentan. Cică oamenii. Revenim. Bun. Mai uităm în continuare, hai să vedem. La povești cu Boogie. Unu. Acasă. Acasă. Salut. Mulți dintre voi o să spuneți că l-am copiat pe la povești cu Jimmy, dar atâta timp cât el are poveștile lui, iar eu le-am pe ale mele, o să aveți parte de mai multe povești. Bun, aceasta se petrece în urmă cu vreo 3 ani, la casa de vacanță, să-i spun așa, de undeva de lângă Brezoi. Într-o zi, eu și verișorii mei ne pregătim să mergem la piscină. Acasă, acolo. Am ajuns la Hotel Class și mi-am spart capul. Și am stat acolo la piscină, am notat toate bune și frumoase. Și mi-a spart capul. Când gata, am vrut eu să fac un front flip. Dar în loc să fac un front flip, am făcut un semi-front flip. Semi-front flip. Și a aterizat cu capul. Și în bordură. Da. După aia, am fost la părinții mei, bla bla bla, am fost la spital. Și mi-a crăpat capul. Dați like, abonați-vă. Oricum mai e. Acum încă unul daily vlog de Crăciun. Ok, bun, am revenit din nou și urmează daily vlog de Crăciun. Și cred că videoclipul ăsta o să aibă 30 de minute. Înainte de toate, vreau să vă arăt ce am primit eu de Crăciun. Da. Primul obiect este această huză subacvatică. Bun. Și certăm că m-am băgat telefonul în... Așa, hai să dăm mai departe. Al doilea obiect este o boxă. Și-am pus muzică pe ea. Tare, ce muzică tare, bă. Videoclipul ăsta nici n-a apărut de Crăciun. Mai e boxa asta? Da. Unde? Și o folosești? Nu. Da, da. O iei la școală? Tu-ru-tu-tu. Și pune muzica aia. Ok, bun, hai să dăm mai departe. Când eram în Mogheroș. Mă, Mogheroș. Așa cu... am zis. Prietenul meu, Andrei. Am zis Mogheroș. Ceasul e 10.50. Ceasul e 10.50. Cum vorbește ăsta? Care secundele aici? Stai ce am făcut aici? Ăsta e Andrei de acolo? Da. Stricat ăsta ceasul. Și-a stricat ceasul. Și câți ani are? Bă, 15. Mă rog. Da. Eram în Mogheroș. Bun, trecem peste acest videoclip. Și ne vom uita acum la următorul videoclip. Da. Cred că... A, și ultimul. Prank! I-am luat un iPhone 7 Plus. N-ai mai...
făcut de atunci. Toată lumea astăzi pentru da. Prima oară. Dar lucrez la o poveste care e chiar, deci o să fie și mie chiar, dar e foarte greu de făcut. Durează chiar mult. Să începem. Ok, să dăm mai așa. Fac, așa că pe poza de thumbnail i-am pus o țigară în gură lui ăla, că i-am făcut. De ce? Nu știu, așa e interesant. Bun. Stai. Poți da? Da. Oh, s-a auzit fain. Uite. Deci s-a prins prea repede. Ăsta e Andrei? Nu mă, e Luca. Ăsta e Luca? Da, mă, ăsta e Luca. S-a îngrășat. Sau poți să fac direct astea dacă vrei. Da, încearcă. Chiar asta e Luca? Da, mă, da. Ha. Și cu el ai dat foc la depozit? Da, o să fie o poveste și cu asta. Da, deci s-a prins prea repede. Știu că e o glumă. Da. Videoclipul ăsta s-o dureze foarte mult. Bun. După cum am mai zis. Deci acestea au fost videoclipuri. Ia, ultimul videoclip, adică acesta l-am postat acum o lună. Wow. Ok, deci o să vă las. Deci vă mai repet o dată ce o să fac. O să vă las linkurile de la toate videoclipurile în ordine. Da, continuă. La, în descriere. Stai să mă pun și eu. Mai, așa că, mă rog. Da, suntem niște gangsteri. Bun, o să vă las canalul lui în descriere. Are un singur videoclip, 30 de abonați și are 7.000 de vizionări la videoclipul acela. Ok. Și ce o să mai fac? Păi, cam atât dacă... A, vă las minutul de la toate citurile în care s-a întâmplat chestia aia în care am spawnat mașina. Bun. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi. Videoclipul special de 2 ani de YouTube. Mm-hmm. Voi mai face multe videoclipuri. Să și... dați dislike la video. Da. Glumesc. Și voi mai posta multe videoclipuri. Ei bine, dați vă rog like, share și subscribe pentru că mă ajută foarte mult să cresc cât mai așa, sus. Așa, taci o dată, așa. La revedere și da, vă rog. Ei bine, acesta a fost videoclipul special de 2 ani de YouTube. Eu am fost Boogie și noi ne vom revedea niciodată. Curând. Bye!